balanțe. Venus, guvernatorul lor, alături de Jupiter și de Soare, cum spuneam, în casa a noua. Sigur, casa noua este legată pe de parte de călătorii, pe de altă parte de legătura cu, să spunem, cu divinitatea, da, bineînțeles. Oricum, gânduri legate de viață, legate în ansamblu. Casa noua este, da, și a studiilor superioare. Din acest punct de vedere, da, putem spune că este o șansă în plus pentru ei. Chiar contează elementul șansă. Acum, știți că este vorba aceea, gluma aceea. Nu te încrede în noroc, bazează-te pe el. Ei, sigur, oameni și oameni. Ideea este că în viață, rare ori lucrurile ne ies așa cum ne așteptăm. Atunci când ne spunem, nu știu ce s-a întâmplat, am emoții, am inima strânsă, foarte posibil ca rezultatul să fie mult peste așteptări, iar atunci când suntem siguri de ceva, să apară o încurcătură, un obstacol, să nu iasă lucrurile cum dorim, cum estimăm. Ei, așa spuneam că este o perioadă bună, este o vară bună pentru cei care urmează să participe la concursuri, de examene, mai ales pentru faptul că la perioada respectivă, ce-o fi mai încolo, iunie, iulie, au planete în casa a 10-a, îl au pe Jupiter în casa a 9-a și asta înseamnă că există, cum spuneam, și acea doză de noroc, de apreciere, de imagine bună în fața celor care îi evaluează. Ei, în această săptămână, posibilități de a face niște bani, de a li se face o plată marți, miercuri, joi. Da, nu trebuie să uităm la ei, la nativii balanță, Marte în casa 7-a, cineva care se grăbește, cineva care presează, cineva care vrea să termine lucrurile cât mai repede, poate că nu e timp de discuții aprofundate. Și atunci vor face activitățile, le vor face din mers. Acest mers este important în felul său, în sensul că dacă este vorba despre o negociere care vrând nevrând, depinde de tipul ei, se desfășoară pe o durată ceva mai mare, bine este ca ei, nativii Fecioară, să fie atenți la fiecare schimbare care se petrece de la o întâlnire la cealaltă. Schimbare de cerințe, de condiții, de stare de spirit a celuilalt, de disponibilitate a celuilalt. Am putea spune că graba strică treaba. Sigur, sunt situații în care vrem să reacționăm imediat, suntem obligați să facem acest lucru, dar acest lucru este valabil doar pe activități, să spunem, punctuale, nu pe proiecte pe termen mai lung. Dacă e vorba de proiecte pe termen mai lung, atenție la negocieri.